Putem da vina pe factori de natură psihologică pentru această afecțiune. Să zicem, nu suntem într-o perioadă foarte bună a vieții noastre. Avem presiuni de tot felul, ne simțim presați, stresați, stresate, că e vorba despre noi. Putem da vina pe acești factori? Da, chiar și factorul emoțional poate influența. Tristețea patologică, depresia. Depresia, stresul care este pus întotdeauna pe primul loc, deși nu este întotdeauna principalul vinovat, este doar atunci când vrem să căutăm o cauză și am găsit-o întotdeauna și reușim să-l învinuim pe domnul stres. Dar trebuie să ținem cont că fiecare femeie are vârsta pe care și-o merită, din toate punctele de vedere. Și eu întotdeauna spun că vârsta este doar o cifră, da? Deci nu reprezintă nimic altceva decât o cifră. Eu cred că toate merităm să rămânem tinere și sănătoase, atât pentru noi, cât și pentru partenerii noștri. Deci e foarte important ca noi să credem în noi și să ne cunoaștem foarte bine organismul, iar atunci când el dă anumite semnale, noi suntem singurele capabile să putem să luăm măsuri. În primul rând, noi trebuie să comunicăm cu noi înșine. De la ce vârstă suntem predispuse către o ușoară ariditate a mucoasei vaginului nostru? Care este vârsta unde începe să se producă așa o secetă, o mică secetă? În afară de cauzele pe care le-am amintit anterior, care pot apare la orice vârstă, deci o sarcină la orice vârstă poate să apară, mai ales la vârste cât mai tinere, vârsta la care, din punct de vedere medical, poate apare acest simptom este undeva către 40, peste 40 de ani, deci perioada de premenopauză, menopauză, depinde de organismul fiecarei femei. Tocmai asta spuneam, trebuie să ne cunoaștem foarte bine organismul și să vedem semnele specifice. Deci nu este pentru toată lumea la fel. Avem femei care intră la menopauză foarte devreme, o premenopauză timpurie sau o menopauză întârziată. Sunt mai multe variante, deci nu putem să creăm un algoritm unic.